siguranță una dintre cele mai mari provocări în viață, indiferent dacă stai în fața unui ecran sau dacă ai venit aici, asta îți arată interesul, preocuparea și până la urmă una din frământările centrale din viața noastră a fiecăruia e aceea de a înțelege ce se întâmplă. Cum ajungem să pricepem ceea ce lucrează Dumnezeu cu adevărat în sufletele noastre. Mă gândesc de multe ori la responsabilitatea uriașă pe care o avem și de multe ori îmi reamintesc că dacă oamenii care ne privesc sau care ne ascultă nu simt că ceea ce vorbește Dumnezeu are legătură cu viața în toată încrengătura și amploarea ei, înseamnă că undeva este o problemă. Gândindu-mă la primele patru capitole din cea de-a doua carte a lui Samuel, un aspect care mie mi s-a părut extraordinar a fost faptul că David nu se duce de capul lui la Hebron. Deși Saul a murit, el avea o chemare clară din partea lui Dumnezeu, mai întâi îl întreabă pe Dumnezeu să mă sui, să mă duc. Și după ce ajunge acolo, e o perioadă de 7 ani și jumătate în care, vedeți, nu doar nerăzbunarea a trebuit să o exerseze, ci și răbdarea pentru a realiza ceva, pentru a înțelege planul lui Dumnezeu. Episodul cu care începe 2 Samuel, într-un fel îți vine să pui cartea deoparte și să citești altceva, pentru că îs momente sângeroase care deschid această carte și îl vedem pe David, care nu doar că este curat la suflet, detașat, dar îi și pedepsește pe cei care cred în vreun fel că îl pot ajuta. Observați ce mult contează în viață ca inima ta să înțeleagă acea misiune din partea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce ți-a fost scris, ceea ce ți-a fost rânduit de Dumnezeu. După cum se poate observa, momentul de astăzi, 2 Samuel de la 5 la 9, ne confruntă cu un apogeu, parcă de necrezut, în viața lui David. Fie și o lectură grăbită asupra textului, îți comunică această senzație că se atinge un apex greu de prevăzut în lumina frământărilor anterioare. Dacă vă mai aduceți aminte, în capitolul 17 din 1 Samuel, confruntarea cu Goliat, și am putea spune că îi mult și să citești, dar să și trăiești toate experiențele, suișurile, coborâșurile de care îi face parte Dumnezeului David. Două lucruri izbesc privirile noastre la întâlnirea cu textul de azi. Inițiativa poporului de a-l întrona rege peste tot Israelul și inițiativele lui David după ce ajunge pe tron. S-ar fi gândit David că va mai apuca o astfel de zi, în perioada exilului în care trebuie să fugă de un Saul înverșunat care dorea cu orice preț să ia viața. Refuzul repetat de a se răzbuna și de a lua puterea în propriile mâini, din start ne expune unei intuiții memorabile. Asta e lecția cu care cred că se deschide episodul de astăzi, și anume, importanța hotărâtoare a răbdării și sincronizării în viață. Trăim într-o cultură instant. Avem impresia că lucrurile se rezolvă peste noapte, din start, dar toți aceia care avem cât de cât experiență, realizăm că tot ceea ce e bun și frumos necesită timp, sacrificiu, sincronizare. Așa cum spune în Eclesiastul, nu știu dacă Solomon scrie gândindu-se și la tatăl său David. El spune, toate lucrurile își au vremea lor și orice lucru își are ceasul lui. Și apoi repetă ideea într-un mod care ne încântă, îl folosim la cununii religioase, orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Ei, acesta-i frumosul din partea lui David, episodul incredibil care ne stă înainte. Cred că mi-ar fi scăpat un pic importanța asta răbdării dacă n-aș fi citit în urmă cu câteva săptămâni o carte a lui Petru Creția, în care el vorbește despre răbdare. Îngăduiți-mi să mă folosesc de cuvintele lui. Uitați ce spune.
Răbdarea este o virtute pasivă. Ea este, de fapt, forma pasivă a curajului. Rezistența în timp la răul din lume. Observați anvergura, importanța ei. Înseamnă să ai tăria de a îndura. Dârzenia, partea favorită pentru mine, de a rămâne întreg, stăpân pe tine, nealterat și neînfrânt. Ei, cât de greu e să traduci așa ceva în viață, fiecare dintre noi știm când ne confruntăm cu momentele noastre de nerăbdare. Poate imaginea cea mai la îndemână este cea a recoltei, pârguirea, timpul favorabil coacerii unor momente, a unor realizări în viață. Nu poți oricum, nu poți oricând, fiecare dintre noi știm, în lumea afacerilor, în viața personală, până și în experiența cu Dumnezeu. E nevoie de răbdare, e nevoie de timp. Răbdarea noastră depinde și de alți factori. Iată dificultatea în a te putea comporta normal într-o astfel de situație. Trebuie să înveți să negociezi cu astfel de realități care nu îți sunt la îndemână în momentul în care poate avea cea mai mare nevoie. Așa că poate n-ar trebui să ne surprindă această invitație venită din partea poporului. 2 Samuel capitolul 5, primele 5 versete. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu te comportai ca un împărat, povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei înaintea Domnului și au uns pe David împărat peste Israel. David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și 6 luni și la Ierusalim a domnit 33 de ani peste tot Israel și Iuda. Câteva observații pe care le putem face în mod rapid. Dorința unanimă din partea poporului primește girul din partea bătrânilor lui Israel. Invocarea celor trei argumente esențiale de bun simț. Noi suntem de același sânge. Tu ești cel care mergeai în fruntea noastră și atunci când aveam împărat. Și trei, Dumnezeu ți-a zis. Face apel la oracolul profetic transmis prin Samuel, că Dumnezeu l-a pus deoparte, l-a chemat la această lucrare. Observați un argument de ordin familial, pragmatic și teologic. Reprezintă mandatul cu care bătrânii lui Israel se prezintă la Hebron înaintea lui David. Nu uitați că prezența masivă acolo este dată de partea de nord, loială lui Saul, care înțelege valoarea acestui moment. Consfințirea prin legământ înaintea lui Dumnezeu este un moment istoric solemn în viața și identitatea acestui popor. Moment ce marchează extinderea domniei de la Hebron la Ierusalim, din ținutul lui Iuda peste întregul Israel. Încoronarea și investirea lui David e urmată imediat de câteva inițiative. Inițiativa cuceririi Ierusalimului, apoi inițiativa lui Hiram și cea din partea filistenilor, în capitolul 6, inițiativa mutării chivotului, în 7, a zidirii casei Domnului, în 8, inițiativa militară externă și administrativă internă și 5, una ciudată relațională. Când a mai avut timp să se gândească la casa lui Saul, care l-a urmărit cu atâta ură și înverșunare? La începutul fiecărui capitol stă câte un verb la diateza activă care ne captează atenția. Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, 5 cu 6. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în 6 cu 1. Când a locuit împăratul în casa lui, David a zis prorocului Natan, 7 cu 2.
După aceea, David a bătut pe filisteni, moabiți și așa mai departe, 8:1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul să-l tratez cu bunătate. Înscăunarea regelui David este secundată numai decât de o inițiativă politică, apoi de una spirituală, religioasă, militar-administrativă și apoi una relațională. Ca observație generală de încadrare a episodului de azi, cartea a doua a lui Samuel poate fi împărțită în două părți. De la 1 la 9, ascensiunea apoteotică, amețitoare a regelui David. Punctul maxim al slujirii lui este atins în textul de față, de unde și valoarea lui pentru a ne vorbi nouă astăzi. De săptămâna viitoare, de la capitolul 10 până la capitolul 20, va culege consecințele unui moment de nebunie, de instabilitate în această viață pământească. Incursiunea asupra iebusiților înverșunați, așezarea capitalei la Ierusalim, ajutorul din partea lui Hiram și biruințele repetate împotriva filistenilor din capitolul 5 ne conferă o imagine grafică foarte vie cu privire la ascensiunea internațională pe care o are David. Lucru confirmat atât de ceea ce ne comunică Dumnezeu în capitolul 7:9. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele ca numele celor mari de pe pământ. Lucru confirmat de biruințele răsunătoare, repetate, în forma unei cronici regale în capitolul 8. Dintr-un proscris notoriu în ținutul lui Iuda, David ajunge un jucător de temut pe scena internațională. Dacă în prima bătălie din capitolul 5 îi zdrobește pe filisteni în Valea Refaim, sau cum traduce Septuaginta, Valea Uriașilor, după cea de-a doua confruntare, îi vedem cum filistenii sunt alungați cu totul din ținutul lui Israel. Geba și Gezerul se aflau la limita teritoriului filistean, de la Hebron, la Ierusalim și până la marginile pământului. Așa că nu ne mai miră detaliul din capitolul 5:10, David ajungea tot mai mare și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el. Ce mult contează un astfel de detaliu în viața noastră fiecăruia. Aspect reluat la un nivel personal, în registru subiectiv, în versetul 12. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. Există în viața noastră această conjuncție dintre ceea ce face Dumnezeu și capacitatea noastră de a observa, de a vedea, de a înțelege ceea ce lucrează El. Însă ceea ce mă intrigă la complexitatea tabloului zugrăvit în fața ochilor noștri este împletirea armonioasă a trei aspecte. Voința poporului, împlinirea divină sau implicarea lui Dumnezeu și inovațiile sau ingeniozitatea de care dă dovadă David. Acestea sunt cele trei tușe distincte care dau culoare, armonie întregului tablou. Iată mesajul meu de astăzi. Sincronizare, asortare și inițiativă curajoasă. Sincronizarea ține de acordarea interioară față de ceea ce vrea Dumnezeu cu privire la viața ta. Asortarea presupune găsirea acelui moment prielnic între noi și comunitate, iar inițiativa se referă la faptul că ceea ce facem și spunem până la urmă ne validează în fața întregii lumi. Acceptarea voii lui Dumnezeu, alinierea curajoasă și confirmarea din partea celorlalți reprezintă măsura deplină a devenirii noastre. Nu-i suficient în viață să ai curajul, îndrăzneala de a porni într-o direcție. Observați, lucrurile depind de alții și în mod special de orarul lui Dumnezeu care se împlinește atât de frumos în acest punct, în acest moment din viața lui David. Inițiativele lui David, după ce ajunge împărat și ce spun acestea despre el,
O să fie întrebarea la care voi încerca să răspund în această dimineață. 2 Samuel, capitolul 5. Dacă am citit atent această relatare, vă rog să mă corectați, toate inițiativele lui David sunt pe orizontală, îndreptate înspre comunitate, cu excepția uneia singure, care nu apare prima, ci apare a doua în listă și perturbă un pic identificarea acestor inițiative pe care deja vi le-am menționat. Ele sunt amintite în cele două episoade cu filistenii. Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, urmează surpriza plăcută din partea lui Hiram, observați respectul la nivel internațional peste granițele țării, și apoi surpriza neplăcută de care are parte din partea filistenilor. Cu siguranță nu l-au căutat să-i ureze de bine. Filistenii au aflat de la versetul 17 că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit cu toți ca să-l caute. Cu siguranță, după ce a fost unul dintre ei pentru o vreme, îl considerau un trădător și vin să-i ceară socoteală. David, căruia i s-a dat de știre, și aici urmează un detaliu absolut fascinant pentru viața lui David. Faptul că el a coborât în cetățuie îți dă impresia unei temeri cu care se confruntă și are tendința cumva să dea înapoi. Însă este detaliul fundamental al capitolului 5. Filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat pe Domnul, observați inițiativa pe verticală, să mă sui? Și Dumnezeu i-a spus, suie-te. Și Dumnezeu îi dă în mâinile lui. Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refaim. David a întrebat iarăși pe Domnul. De două ori, în această bucată de text, pentru a treia oară în 2 Samuel, mai apare în 2 cu 1, înainte de a merge la Hebron, și pentru a șaptea oară în cărțile 1 și 2 Samuel, consfințește un stil de viață, un stil de conducere în care David învață să lucreze sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu merge de capul lui. Învață încă de atunci când este invitat să scape cheila. Oamenii lui spun, aici nu suntem în siguranță, cum ne vom duce acolo? Ce se va alege de noi? Și David întreabă și iar întreabă. La sfârșitul cărții îl vedem când Țiclagul fumegând era în fața ochilor lor. Ce face David? Din nou îl consultă pe Dumnezeu. Și această imagine este una absolut fascinantă. Un text care punctează, care ne prezintă cu lux de amănunt toate inițiativele lui David. Ne arată că, de fapt, consultarea cerului, a lui Dumnezeu, reprezintă atitudinea fundamentală care îl ajută să răzbată în această viață. Poate că asta ar fi lecția esențială de la care plecăm în înțelegerea episodului de astăzi, antrenamentul supunerii, încrederii, ascultării de Dumnezeu, e măsura deplină a măreției oricărui om. Foarte interesant pentru mine, deși Saul murise, David nu se suie de capul lui. David îl consultă pe Dumnezeu. E o practică recurentă din viața lui David. N-o să uit la o întâlnire la care am participat, un gând care era enunțat acolo și pe care aș vrea să-l amintesc, se încadrează în tematica zilei de astăzi. Deprinderile bine exersate se transformă la un moment dat în competențe inconștiente. Devii atât de familiarizat cu un lucru care îți face plăcere, care îți aduce bucurie, încât aproape că îl faci, nici nu te mai gândești, nici nu știi cum ajunge să aibă impact în viața celor de lângă tine. Coborârea aceasta repetată în cetățuie este absolut fenomenală. Consultarea, ascultarea, încrederea în Iahve au rămas cetățuia lui David în această viață. Am văzut doar în perioada aceasta de pandemie cât de fragili suntem în ce privește trăirile noastre interioare. Oare cum arată cetățuia mea în care mă odihnesc și îmi oțelesc puterile? V-ați gândit de ce imaginea cu cetățuia apare atât de mult, atât de frecvent în psalmii lui David și în cartea psalmilor în general? Atât în vremuri de restriște, cât și de propășire, în exil sau la palat, la bine și la greu, David știa ce are de făcut.
să fi devenit pentru noi ascultarea, consultarea lui Dumnezeu și supunerea, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem. Să fi ajuns pentru noi încrederea și ascultarea de Dumnezeu o artă? E adevărat că geniul militar al lui David de a lega ținutul de nord cu cel de sud, cel de nord lui al lui Saul, iese la iveală în acest punct, în prima inițiativă, când el cucerește Ierusalimul. De ce? Oarecum a înțeles reticența lor de a veni spre Hebron, care era un ținut al lui Iuda, și prin faptul că se îndreaptă și cucerește o enclavă cananită, un ținut al iebusiților, practic reușește să coaguleze sentimentul identității naționale pentru prima dată. Este uimitor gestul lui, geniul lui politic, geografic, în a aduna la oaltă poporul lui Dumnezeu. Dar ascultarea unui conducător de Dumnezeu transformă națiunea în ceva ce nu mai fusese de pe vremea lui Iosua. Senzația pe care o ai când citești cuvintele acestea, exact ce se întâmplă la începutul cărții judecători și în cartea lui Iosua, că ei n-au mai trăit acest sentiment că orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă. Ce element actualizează viața unui om, a unui conducător care alege să asculte de Dumnezeu? Poate că detaliul care ne-a dat cel mai mult peste cap, mai ales în cultura vremii, în care îi atât atenție față de discriminare, față de cei cu dizabilități, și când citește aici, în mod repetat, de trei ori se repetă, până și orbii și ciungii ți se vor împotrivi, și e această încăierare în care textul surprinde într-o formă proverbială, până și textul pe care noi l-am citit în limba română, foarte frumos surprinde. Vroia să spună că David nu va intra cu niciun chip, că toată suflarea va lupta pentru protejarea Ierusalimului, ceea ce presupune prețul, încleștarea care a avut loc acolo. Însă, pentru a înțelege mai bine, am aflat că există în istorie un text hitit care era folosit în cuceririle militare, în războaie, în care o femeie oarbă și un bărbat olog erau aduși în fața soldaților, în fața armatei, și era invocat un blestem care va fi soarta oricărui războinic dacă nu își va duce la îndeplinire responsabilitatea. Și apoi blestemul era aruncat asupra dușmanilor cu care aveau să lupte. Prin urmare, sesizați amploarea, anvergura acestui moment. Însă, ceea ce stă în spatele realizărilor lui David, aproape că textul ocolește această încleștare care are loc pentru cucerirea Ierusalimului și ne ajută să o privim din perspectiva biruințelor cu filistenii. Uitați ce spune: Domnul i-a zdrobit pe dușmanii mei dinaintea mea, precum apele care dau năval rupând totul în cale, apare noua traducere în limba română. Ce imagine sugestivă cu privire la prezența lui Dumnezeu în viața unui popor care rupe în două garnizoana filistenilor și îi conferă biruință lui David, și este specificat, este numit stăpânul rupturilor. Capitolul 6, inițiativa spirituală ne aruncă în apele învolburate ale închinării. Cred că este cel mai compact și mai conturat tablou cu privire la închinare din tot Vechiul Testament. Corespondentul îl mai găsim doar în Noul Testament, închinarea în Duh și adevăr, ceea ce spune Mântuitorul, și aducerea trupului ca jertfă în Roman 12, la ceea ce ne comunică Apostolul Pavel. Confruntările repetate cu filistenii, cu care se încheie capitolul 5, au o legătură mult mai profundă cu mutarea chivotului decât ne imaginăm noi la prima vedere. Aveau de luptat nu doar împotriva unei amenințări fizice, ci și împotriva unei amenințări spirituale de contaminare și asimilare. Îngăduiți-mi să vă citesc. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, în număr de 30.000. Și așa a adunat iarăși David toată floarea tinerimii lui Israel, traduce Septuaginta. Și David
cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn, de chiparos, cu arfe, cu alăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns în aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. David s-a temut de Domnul ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul lui Dumnezeu la mine? O reacție absolut firească. N-a vrut să aducă chivotul lui Dumnezeu la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Și Domnul, în mod surprinzător, a binecuvântat casa lui Obed-Edom. Relatarea de față seamănă cu o explozie care îți asurzește toate simțurile. Pentru câteva clipe simți că nu mai auzi, nu mai vezi nimic altceva și nu știi ce să faci cu acest episod. E ca și cum ai participa sau ai urmări în direct parada de 1 decembrie, numai că această paradă nu e una militară, ci este o procesiune religioasă, națională, care interesează pe toată lumea, toate televiziunile, toți oamenii sunt implicați, răspund la această emoție colectivă și dintr-o dată, fără somație, fără nici o avertizare, unul din protagoniștii principali, expus camerelor de luat vedere, este trăsnit și este prăpădit printr-un sfârșit neașteptat. Imaginile la nivelul cuvintelor sunt îngrozitoare. Nu cred că poți uita vreodată un moment de felul acesta. Ce să faci cu un astfel de text? Cum îl aduci în experiența contemporană a bisericilor noastre? Chivotul, binecuvântare sau afurisenie? Observați, evenimentul este repetat, e un duplicat, este un diptic, ceea ce amplifică dramatismul narațiunii, invitându-ne să reluăm lectura dintr-o perspectivă comparativă dintre cele două momente. Ne obligă să citim primul moment în lumina celui de-al doilea. Avem două încercări de mutare a chivotului, prima un eșec înfiorător, abia a doua un succes. Deși nota exuberantă rămâne, și subliniez lucrul acesta, se schimbă totuși ceva, dar ce anume? În fiecare episod, câte un personaj are de suferit de pe urma evenimentului? Dacă Uza plătește pentru nesăbuința lui, Mical pentru încăpățânarea ei. Unul are parte de o moarte instantanee, cealaltă de o moarte lentă. Dacă fiul preotului păcătuiește împotriva unicității sacre, fiica împăratului păcătuiește împotriva bucuriei sacre. În timp ce Mical se află într-o notă discordantă cu bucuria poporului, Uza se află într-o notă discordantă cu sfințenia Domnului. Și dacă pierderea bucuriei este păcatul bisericilor tradiționale, pierderea înfiorării poate fi ispita bisericilor contemporane. Iată lecția pe care o găsesc aici. Închinarea fără bucurie e un chin, bucuria fără sfințire, un coșmar. Ce poate fi mai dureros într-o comunitate? Ca să nu experimentezi transformare? Sau să pară toată închinarea înaintea Dumnezeului cel viu și adevărat o corvoadă, o povară greu de suportat pentru noi și pentru cei de lângă noi? Cum arată închinarea ta și a mea?
Oare de ce păcat ne facem noi vinovați astăzi? Oare suntem ucigași ai bucuriei sau ucigași ai sfințeniei? Trebuie să treacă 3 luni de supărare, mâhnire, amărăciune, învinovățire, spaime și reflecție pentru ca să-și dea seama de ceea ce s-a întâmplat de fapt. Uitați de la versetul 12 la 15. Au venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Înseamnă că nu veselia a fost problema, logic. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras, sună deja a sfințire, a tratare cu respect, apropierea de Dumnezeu. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Este o imagine grafică care pe mulți îi tulbură chiar și în zilele noastre. Observați, fiica regelui, fiica lui Saul, cum apare în mod repetat, consideră că nu este demn pentru un rege. Și problema lui Mical nu este că îți spune punctul de vedere, ci problema până la urmă pe care o surprinde textul la final e că ea persistă într-o atitudine în care nu avea dreptate. Un rege dezbrăcat de hainele regale, care refuză să privească de la distanță cum cerea poate protocolul vremii, care își ia efodul de in, mantia preoțească, dorința lui de a se confunda în popor, cu oamenii din popor, ce poate fi mai normal pentru mintea unui conducător și a unui rege? Să se recunoască ca un simplu închinător înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat? De-aia răspunsul lui e corect și spune: vreau să mă fac și mai de nimic înaintea Domnului care m-a ales. Observați cum experiența lui pe verticală, în care îl consultă, în care îl vede pe Dumnezeu pas cu pas în viața lui, își găsește exuberanță, expresie naturală. E ca un copil inocent care știe să se bucure. Mă gândesc la Mical, poate ăsta ar fi sfatul pentru mulți oameni sau multe persoane: măcar dacă tu nu te poți bucura, nu stinge bucuria altuia în închinare. Cele două realități ar trebui să se contopească. Observați, această așezare, această încadrare nu-ți dă voie să le separi când vorbești despre închinarea înaintea lui Dumnezeu. Care să fi fost problema? Ce mă surprinde la fiii preotului, la Uza și la Ahio, cu siguranță că au știut ce s-a întâmplat, cum a venit chivotul din țara filistenilor, în capitolul 6 a ajuns în ținutul lor, în ținutul Bet-Șemeșului. De aceea ei preiau această imagine. Atenție la acest detaliu. Însă se pare că dacă au știut lucrul ăsta, au uitat că în momentul acela au pierit 70 de oameni pentru nesăbuința lor. Observați, nu au scuze, erau fii de preoți, trebuiau să știe ceea ce se întâmplă. Ce s-a schimbat oare între cele două procesiuni? Dacă Dumnezeu privește cu bunăvoință spre atitudinea ghicitorilor și a preoților din ținutul filistenilor, El refuză să tolereze ignoranța și irreverența preoților din poporul lui Dumnezeu. E o vorbă care spune că dacă aici este ceață, în sală o vei putea tăia cu cuțitul. Ignoranța lor aruncă acest blam asupra comunității. Faptul că ei trăiau această influență contaminare păgână cu privire la modul lor de închinare. O lumină nebănuită vine din 1 Cronici, capitolul 13 și 15. Puteți urmări mai în detaliu ce se întâmplă acolo, unde apar cele două procesiuni, cele două relatări. Dacă acolo cele două procesiuni sunt separate și în capitolul 14 este inserat episodul cu Hiram și cele două războaie din Valea Refaimiților, aici formează un singur tablou, dorind cu orice preț să nu ne scape viziunea unitară cu privire la închinare. Prin această intercalare și separare a celor două episoade,
Cartea Cronicilor subliniază imediat după alegerea capitalei de la Ierusalim, dorința arzătoare din inima lui David de a se închina împreună cu tot poporul înaintea lui Dumnezeu. Și reflecția, răzgândirea legată de experimentul eșuat al închinării. Asta înseamnă că cele două relatări nu se exclud, ci sunt complementare. Iată lumina pe care o căutam din Cartea Cronicilor. Capitolul 15. Citez. Atunci, David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuia purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. David a strâns pe fiii lui Aron și pe leviți și le-a zis, voi sunteți capii de familia leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul lui Dumnezeu la locul pe care i l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Se pare că și-a făcut temele. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise după cuvântul lui Dumnezeu. E o notă de stupiditate scandaloasă să vezi verigile alea la chenarul chivotului bălângănindu-se și să n-ai habar la ce se folosesc. Tu să consideri opțiunea filistenilor de a pune carul, de a pune chivotul într-un car nou, mai potrivită pentru închinarea din poporul lui Dumnezeu. Două lucruri șochează în lectura aceasta precedentă. Sfințenia neîmblânzită și autoritatea legii sau cuvântului lui Dumnezeu. Nu te poți apropia oricum de Dumnezeu, iar apropierea de El este reglementată de ceea ce zice El, nu de ceea ce ni se pare nouă. Și sunt două lecții foarte frumoase care cumva adună mesajul din capitolul 6. Atunci când tradiția și obiceiurile noastre încalecă Scriptura, deja ne punem viața într-o mare primejdie. Și poate elementul cel mai electrizant pentru mine din capitolul 6. Închinarea fără transformare și bucurie e o travă. Oare venirea noastră aici ne aduce într-un mod profund atingere, transformare, sfințire și exuberanță, bucurie, veselie și încântare? Următoarea inițiativă a lui David este tot o inițiativă spirituală, religioasă. Dorința lui de a zidi o casă pentru numele lui Dumnezeu. Și zice prorocului Natan, uită ce am de gând. Răspunsul lui este unul prompt, îl cunoștea un om după inima lui Dumnezeu, fă tot ce vei crede, Dumnezeu este cu tine. Și acum urmează o surpriză neașteptată în textul acesta. Dumnezeu îl trimite înapoi și zice, no, ai vorbit în numele meu, du-te și fă corecturile de rigoare. În primul rând, nu tu vei zidi. În altă parte spune, ai fost un om care vărsa mult sânge, va fi nevoie de altcineva care să ducă mai departe proiectul acesta. Și apoi urmează un detaliu foarte interesant. Am spus eu vreodată vreunui trib din ținutul Israel, pentru ce nu-mi zidiți o casă? Un Dumnezeu atât de mulțumit cu o încăpere sărăcăcioasă, improvizată, care nu cere clădiri somptoase, cred că ne irită până în ziua de astăzi. Lucru care pe mine mă șochează și pe care îl descoperim abia când slava pleacă în exil, așa începe cartea lui Ezechiel. Mobilitatea subversivă a slavei n-aveau cum să o înțeleagă, însă Dumnezeu încă de acum îi avertizează că apropierea tot mai mult de un locaș în cele din urmă îl va exclude pe Dumnezeu și ei vor deveni în mod bolnăvicios atașați de cărămizi, de ziduri și de locuri de închinare. Și apoi Dumnezeu îl surprinde total pe David. E adevărat, până și Dumnezeu în textul acesta pare surprins. E un text capital despre legământul davidic care străbate tot Vechiul Testament.
Sunt o grămadă de texte care dezvoltă această temă. Nu numai pentru faptul că Dumnezeu îi promite o casă. Două cuvinte care străbat textul acesta. Odihnă și casă, dinastie, binecuvântare, continuitate pentru popor, pentru națiune. Însă lecția pe care noi o învățăm aici este că atunci când pasiunea care ne mistuie pe noi este numele Lui, vom rămâne uimiți de ceea ce face El cu numele nostru și de binecuvântarea pe care o revarsă peste viețile noastre. Ne miră că jumătate din acest text este o rugăciune în care David se proșterne înaintea lui Dumnezeu și spune: cine-s eu, Doamne? Nu-mi pot explica. Observați cum uimirea este stadiul natural incipient de la care oricare om poate porni în închinare. Lucrurile bune pe care le poți vedea, pe care le poți aprecia în viață, îți stârnesc acea încântare care îi soră cu mulțumirea, cu adorarea, închinarea și recunoștința înaintea lui Dumnezeu. Și toate astea îți consolidează în cele din urmă acea rugăciune în care ceri ca Dumnezeu să împlinească și să te ajute să rămâi loial și credincios. Poate că 2 Samuel capitolul 8 este cel mai sec text din cele pe care le-am avut de studiat. Să bifezi numai război după război, parcă nu-i ceva atractiv în vremurile noastre. Dar demonstrează ceva, că David nu era doar un om preocupat de cele spirituale care ignoră responsabilitățile cetățene sociale. Era rege, era împărat, trebuia să facă anumite lucruri. Și observați cum el se angajează împotriva amenințărilor de ordin extern și capitolul mai important se încheie cu structura prezidențială administrativă în care spune David făcea dreptate și judecată în popor. Oare poate avea un popor odihnă fără eliminarea amenințărilor externe și fără oameni competenți de care să te înconjuri și pe care să ai lângă tine? Dacă aruncăm o scurtă privire pe harta vremii, vom descoperi că toate aceste popoare sunt țări satelit în jurul Israelului. Filistenii pe flancul de sud-vest, moabiții la est, hadadezer și sirienii în partea de nord, edomiții la sud-est, amoniții în nord-est și amaleciții la sud. 7 popoare de toate. De pe vremea lui Iosua n-au mai trăit o așa expansiune. Și lucru fascinant este că pentru prima dată în Biblia Vechiului Testament, în Cartea Sacră, este amintită toată zona aceea pe care Dumnezeu i-o promite când stă de vorbă cu Avram în capitolul 15. Pentru prima dată în vremea lui David se împlinește ceea ce Dumnezeu vestise de demult. Ne surprinde că refrenul capitolului 8, care pare atât de sec și neinteresant, este acesta în 6 și 14. Domnul ocrotea pe David pretindeni pe unde mergea. Cine nu și-ar dori o astfel de experiență cu Dumnezeu? Ne este lehamită de partea politică tocmai pentru că vedem de multe ori incompetență, lipsă de seriozitate. Dacă Dumnezeu ne-a dat cât de cât pace, liniște, relații cu țările vecine, observați care-i nevoia arzătoare. Și aplicația nu-i doar pentru cei care îs în structuri de autoritate, ci aplicația este pentru orice cetățean, pentru orice om care aude despre așa ceva. Cât de mult contează să fie acea bucățică de puzzle în experiența de fiecare zi din timpul săptămânii. Iată întrebarea aplicativă. Să fie pentru mine competența la locul de muncă o manifestare a închinării pe care o aduc lui Dumnezeu. Și lecția care adună într-un tot unitar acest capitol. Împărățești cu adevărat atunci când îi închini lui Dumnezeu toate biruințele tale și te înconjori cu oameni competenți care îți aduc tihna orânduirii dreptății. Cât de frumos sună, cât de mult contează să înțelegi că de fapt închinarea, competența la locul de muncă este o extensie a ceea ce se întâmplă aici, a felului în care Dumnezeu ți-a atins inima și ajungi să te raportezi la cei de lângă tine. Ce să mai zicem de capitolul 9? Întrebarea legitimă: când a mai avut David timp să se gândească
ci la cei care l-au urât și care l-au urmărit cu înverșunare. Mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Parcă joacă în altă ligă, parcă face parte din altă poveste, parcă nu ne vine să credem. Refuzul repetat de a te răzbuna, iată lecția memorabilă, și inițiativa în a face bine îți păstrează bunătatea nealterată. Are timp să se gândească la alții, îl invită pe Țiba, stă de vorbă cu Mefiboset. Când acesta vine, îl încurajează, nu te teme, că vreau să-ți fac bine. Îi dă înapoi toate pământurile pe care le avea Saul. Și imaginez că nu erau puține. Și îi rezervă pentru totdeauna un loc la masa împăratului, ca unul din fiii împăratului. Cât de ciudat sună lucrul acesta. Observați la ce ajută exercițiul repetat al nerăzbunării, cum îți dă putere? Să rămâi un om printre oameni, printre cei de lângă tine. Pentru mine, lectura asta prin 1 și 2 Samuel e fascinantă, văzând atâtea lecții, atâtea ramificații care ajung până la noi. Ceea ce face farmecul unui om, spune Proverbe 19:22, este bunătatea lui. Sau cum zice în Proverbe 3:3-4, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le. Observați, fiecare dintre noi, prin acțiuni, prin cuvinte, prin ceea ce repetăm, gravăm ceva în memoria cugetului nostru, lucruri care ne caracterizează și pe care oamenii încep să le vadă, să vadă ce am scris noi acolo. În felul acesta, spune, vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor tăi. Ori de câte ori alegi să faci bine cuiva, răspândești în jur parfumul grației divine și aerul proaspăt al omeniei. Nu realizăm câtă valoare are un gest mărunt pe care îl facem de bunătate față de cei de lângă noi. Reușesc, iată întrebarea aplicativă, gesturile mele să atragă privirile înspre bunătatea extravagantă a celui de sus. Sincronizare, asortare și inițiativă. Inițiativele lui David după ce ajunge împărat și ce spun acestea despre el. Dacă veți vedea, sunt 8, 4 prin cuvinte, 4 prin acțiune. Șocat de această ordine și atenție la detalii a autorului care ne relatează aceste lucruri. Și întrebarea e una simplă, logică. Demonstrează viața mea și a ta o astfel de armonie. Dacă inițiativa împotriva iebusiților și stabilirea capitalei la Ierusalim coagulează sentimentul electrizant al identității naționale, mutarea chivotului ne învață că bucuria molipsitoare trebuie strunită de sfințenie. Intenția zidirii unei case și pasiunea pentru numele lui, ce înseamnă ca el să ne uimească prin ceea ce face pentru numele tău? Lupta împotriva amenințării externe și orânduirea dreptății acasă, tihna unei comunități sau unei țări. Iar aducerea aminte în a face bine, ce înseamnă să rămâi un om printre oameni. Acest întreg episod ar putea fi adunat în următoarea vorbă. Un om a cărui inimă arde pentru Dumnezeu și a cărui față este întoarsă către semeni, împărățește cu adevărat în mijlocul semenilor. Sincronizare, asortare și inițiativă. Iată întrebările de azi. Ce inițiativă mă recomandă? 2. Cum mă asortez cu viața comunității? Și nu mă refer doar la biserică. Mă refer și la locul de muncă în care ne aflăm. Și 3. Cum citesc eu orarul
lui Dumnezeu. Un detaliu, nu întotdeauna asortarea cu cei de lângă noi merge șnur ca o mănușă. David confirmă lucrul acesta. O lungă perioadă de exil precede asortarea. Ce să mai zicem de Mântuitorul nostru care plânge la porțile Ierusalimului și zice, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi. Totuși, vine o vreme în care Duhul lui Dumnezeu cercetează și aduce binecuvântare. Așa că parcă ne întoarcem din nou la început, la răbdare, la încrederea în orarul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, descoperirea identității, misiunii și sincronizării cerești îți dă putere să mergi contra curentului atunci când n-ai parte de asortarea pe care o dorești. Poate e cel mai greu lucru, dar poate este cel mai important ca să ajungi la final și în cele din urmă la liman. Ce-am învățat noi astăzi? Îngăduiți-mi să recapitulez într-o propoziție fiecare capitol pe care l-am avut în atenția noastră, fiind un text lung, obositor pe alocuri. Haideți să ne reamintim. 2 Samuel 5, ce înseamnă să-ți acordezi inima la planul lui Dumnezeu? 6, ce înseamnă un închinător adevărat? 7, ce înseamnă ca Dumnezeu să te uimească cu bunătatea sa? 8, ce înseamnă să-ți înfrunți amenințările și să te înconjuri cu oameni competenți? Și 5, în capitolul 9, ce înseamnă ca să-i uimești pe alții cu o bunătate ca a lui Dumnezeu? Haideți să smerim inimile noastre și să continuăm să reflectăm, să ne gândim la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu, la felul în care s-a intersectat cu viețile noastre în această dimineață. Sincronizare, asortare și inițiativă. Ce inițiativă mă recomandă? Cum mă asortez cu viața comunității? Și cum citesc eu orarul lui Dumnezeu? Este provocarea acestei zile.